Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la televiziunea Cromtel la emisiunea Raport de Eveniment, iar invitatul ediției de astăzi este generalul de poliție în rezervă, dr. Vasile Moțoc. Domnule general, mă bucur că ați revenit în studio aici la noi, la TV Cromtel. Mă bucur și eu și faptul că sunt semne vizibile de primăvară o să aducă mai multă lumină și în suflet și în casele noastre. Așa este. Mâine, păi mâine, deja vorbim despre luna a patra din acest an. De aceea, îmi permit ca să vă întreb cum a început generalul Moțoc acest an? Cum au fost aceste trei luni pentru dumneavoastră? Ați avut așteptări mai mari? E bine așa? Și acum, fiecare om trebuie să spere la ceva mai bun și mereu mai bine. La o anumită vârstă, cred că e bine să ne gândim că în fiecare zi suntem apți pentru a ne face cele necesare traiului zilnic. Din punct de vedere personal, pot să zic că a fost un an care am început bine și presărat cu momente specifice perioadei, după sărbătorile de iarnă în care fiecare și le-a petrecut în familie sau într-un loc plăcut, au urmat, să spunem, această lună în care sau care noi, pentru care noi ar trebui să facem mai mult, ziua, lună dedicată ființilor dragi din viața noastră, femeia, eterna poveste, mame, soții, fetițe, iubite și așa mai departe, care ar trebui să o încheiem în această săptămână tot prin clipe frumoase cu cadouri, cu atenții, cu un cuvânt bun și pentru mine chiar este o situație fericită pentru că pe 31 martie o voi sărbători pe mama mea care împlinește o vârstă venerabilă și care va fi și un moment de adunare lângă mama noastră dragă care atât timp cât există noi ne simțim copii. Domnule general, să-i dea Dumnezeu sănătate și mulți ani. Mulțumesc. Și din partea noastră. Mulțumesc frumos. Și aș propune ca să trecem la sumarul emisiunii și de aceea aș începe cu tot cu o întrebare către dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră situația în Europa și în lume la acest moment? Mă refer la un plan general, de la politic până la economic și așa mai departe. Da, față de situația anterioară, așa este, în care am discutat anumite axe care, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere geostrategic, politic, în această perioadă și în special luna martie, a fost marcată de o serie de evenimente, în special legate de relația Turcia-Rusia, dar și relațiile din cadrul Uniunii Europene care au dus la oarecare stare de îngrijorare în rândul statelor membre ale Uniunii Europene și nu numai, iar cu tremurul și unda tsunamiului care tot încă se perpetuă dinspre Statele Unite, face ca anumite lucruri să devină și să rămână neclare în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, dar și al statelor, să spunem noi, care sunt în imediata apropiere a Marelui Imperiu Rus. M-aș lega aici de o chestiune care probabil e mai puțin cunoscută, scandalul care a izbucnit între Rusia, mai bine zis între FSB, deci Serviciul Secret Rus și Republica Moldova, pe fondul unei spălări de bani în stil mafiot, să spunem noi așa, specific marilor puteri, în sensul că într-un dosar laundromat Rusia a spălat prin bănci din Republica Moldova peste 22 de miliarde de dolari.
Deci o sumă care reprezintă cam de 25 de ori bugetul Republicii Moldova. În această cauză sunt implicați persoane la vârf din cadrul serviciilor secrete rusești, precum și nenumărați oameni politici care au legături cu Republica Moldova. Și ceea ce este mai grav, în ce constă mecanismul? Deci firme, în general din domeniul petrolier rusesc, făceau diferite contracte cu firme neînsemnate din Republica Moldova, nu achitau anumite, să spunem noi, comenzi făcute, după care, prin hotărâri judecătorești, erau obligate să achite o sumă de bani la o bancă din Republica Moldova. Deci nimic până aici nefiresc. Cercetările care au fost făcute au dezvăluit că aici au fost implicați 15 judecători ai Republicii Moldova, dar și personalități politice de rang înalt, care, odată obținute aceste hotărâri judecătorești, banii, dolarii, erau trimiși în diferite offshore-uri din state care, știți dumneavoastră, nu pot fi controlate din punct de vedere financiar. Deci este implicarea la vârf a primelor doi oameni din serviciile secrete rusești și eu mă îndoiesc că nu este și cu știința președintelui al Putin, pentru că la așa o afacere este foarte greu să credem că nu s-au obținut informații de către cei îndrept. Fac această legătură și cu chestiunile de atac cibernetic care s-au petrecut, nu numai la nivelul Statelor Unite, ci în multe alte state ale lumii, de către concertate de serviciile secrete ruse și, desigur, cu folosirea acestor sume, pentru că în orice acțiune a serviciilor secrete se consumă o mare sumă de bani pentru a-și obține rezultatele. În prezent, ancheta este în derulare, au fost arestați mai mulți judecători, au fost anchetați mai mulți demnitari ai statului moldovean, dar ceea ce este important, Rusia nu reacționează și nu dă răspuns la solicitările justiției moldovene și, în același timp, duc o politică de șicanare, începând cu mari sau personalități care călătoresc spre Moscova și terminând cu cetățenii Republicii Moldova. E o chestiune care, de fapt, continuă și va continua, mai ales în condițiile în care Dodon a ajuns președintele Republicii Moldova. Este un pro-rus convins și ați văzut recent reintroducerea limbei ruse ca limbă oficială în Republica Moldova și de aici îndepărtarea de forțele și de tendințele pro-europene ale Republicii Moldova. Iată o chestiune care incită și înfierbântă zona Balcanilor și nu numai, și poate dublată și de situația existentă anterior acestei chestiuni vis-a-vis de problema Turciei, care, după cum bine știți, ați văzut că își continuă această politică agresivă și de amenințare și de sfidare a tuturor celorlalte forțe sau țări din jurul ei și nu numai. Iar recent, poziția Olandei, a Germaniei, care au interzis deplasarea unor demnitari turci în vederea desfășurării unor activități electorale în aceste state, a dus la o acutizare și chiar la o, să spunem noi, la o îngrijorare din partea statelor europene. Pentru că Erdogan, ați văzut, a proliferat nu numai amenințări și cuvinte dure, dar inclusiv aluzie la nazism, dar a avut și o atitudine directă față de Angela Merkel, care, după cum bine știm, se pregătește pentru un nou mandat, când se va confrunta cu Martin Schulz, care are șanse mari la obținerea postului de cancelar. Și dacă în primă fază Merkel și compania au avut o atitudine de respingere totală și de interzicere a acestor activități în Germania,
Pe ultima parte a lunii martie am văzut o slăbire sau o îndulcire a atitudinii față de poziția ei față de Erdogan și în condițiile în care acesta nu a renunțat, și nici el și nici ceilalți demnitari de lângă el, mă refer la ministrul de externe, care la fel au proliferat în public acuzații grave la adresa acestor state europene. Domnule general, eu v-aș întreba în felul următor. Bun, serviciile secrete ruse l-au salvat până la urmă pe Erdogan atunci, la momentul când a fost să fie așa. Sigur că da. Credeți că acesta să fie prețul plătit de Erdogan, această apropiere față de Federația Rusă, prețul pentru momentul de atunci? Sau, eu știu, se întrevede o nouă polarizare în Europa? Erdogan joacă la două capete. Pe de o parte, vis-a-vis de Uniunea Europeană, de la care vrea să stoarcă cât mai mulți bani pentru a combate procesul de migrație și stabilitatea acestora într-o zonă în apropierea Turciei. Aici e și marea îngrijorare a Germaniei. Merkel, dacă nu va veni cu câteva propuneri de stopare a migrației, va pierde mandatul. Dacă, deci Erdogan știe treaba asta și de aici caută să obțină sume cât mai mari de bani. Pe de altă parte, tot luna aceasta a avut întâlnirea între Putin și Erdogan. Surse neoficiale spun că întâlnirea nu și-a atins scopul, în sensul că s-au discutat problema continuării și construirea acelui gazoduct care să faciliteze transportul de gaze dinspre Rusia spre Europa, dar nu s-a ajuns la o înțelegere cu privire la cumpărarea de S-400, cele mai puternice rachete de apărare, de care Turcia ar fi avut mare nevoie. Și aici cred că e și prudența lui Putin de a nu scăpa în mâna, deocamdată Rusia este Rusia, iar Turcia este parte a NATO. Se spune că pe această temă nu s-a ajuns la o înțelegere și chiar între ghilimele spune mai degrabă, pentru că imediat după discuțiile și când au fost cu nava, atunci au fost un embargo economic de o parte și de alta, iar Rusia ar fi acceptat să cumpere în continuare roșiile, care sunt o chestiune deosebită din partea Turciei, din această zonă. Deci tensiunea vis-a-vis, pentru că ceea ce se întâmplă și ce va fi pe 16, exact când vine Paștele nostru, va fi referendumul vis-a-vis de creșterea puterii lui Erdogan. Eu sunt sigur, pentru că deja văd că forțele democratice sunt cam 52% contra acestor acceptarea unor prerogative crescute ale președintelui. Deci sperăm ca Erdogan să rămână în banca lui și să poată fi stăpânit între Rusia și NATO. Dar, mă rog, sunt chestiuni care vor fi speculate atât de către Rusia, cât și de către Turcia. Domnul general, și să nu uităm că în Turcia turismul este industrie, iar principalii sau cei mai mulți dintre turiștii lor vin din Federația Rusă și bun platnici. Greșesc? Nu, e întru totul de acord, dar pe lângă aceasta, rușii, marii magnații ruși sunt mari investitori în zona respectivă, ceea ce înseamnă un aport extraordinar de valută și care influențează PIB-ul și nu numai bunăstarea, au locuri de muncă și toate celelalte chestiuni care decurg din investiții. Numai prin investiții, prin chestiuni productive, poți să ai garanția unui dezvoltări echilibrate a unei anumite zone, anumite țări. Despre atentatul de la Londra, că a fost recent, v-aș întreba după ce v-aș ruga să-mi răspundeți care credeți sau care sunt în viziunea noastră influențele Brexitului la nivel european. În condițiile de acum mă refer, pentru că aceste condiții se schimbă până la urmă săptămânal sau eu știu, poate că în fiecare zi. Păi, sunt niște influențe, bineînțeles, de ordin economic, dar eu vreau să spun că deocamdată nici la nivelul Uniunii Europene și nici Anglia nu a pus punctul pe ei. Ne putem aștepta la o reacție la Irlanda, Scoției, vis-a-vis de rămânerea în Uniunea Europeană.
Asta ar însemna o mare lovitură pentru Imperiul Britanic, pentru Statele Unite ale Marii Britanii. Doi, Brexit-ul dă de gândit cu privire la pașii altor state. Vedem Danemarca, în care sau dar sondajele arată că totuși forțele democratice ar fi pro-europene, deci nu ar avea succes. Dar se discută această chestiune. Păi, să nu uităm ceea ce s-au făcut, manevrele acestea de care, sincer, pentru mine nu mi s-au părut de cele mai de bun augur. Întâlnirea de la Versailles, da, unde s-au luat mari decizii istorice, da, cu, între Franța, Franța, Germania, Spania, Italia, da, care practic au discutat variantele de a rămâne și de a merge mai departe Uniunea Europeană. Numai unitatea economică, unitatea de monedă, ci și o dezvoltare, fie acea dezvoltare concentrică de care și Donald Tusk este de acord, fie acea dezvoltare în viteze și trepte diferite. Dar eu cred că această chestiune, și am văzut și poziția, deci locul Marii Britanii în Uniunea Europeană l-a luat Spania, care vine din urmă, un stat tânăr, un stat cu sânge proaspăt, care, să nu uităm, a înghițit foarte mult din fondurile europene și care n-ar vrea să renunțe nici în cele mai grele situații la Uniunea Europeană. Acesta este un punct important vis-a-vis de viitorul Uniunii Europene, pentru că și tânărul prim-ministru al Spaniei are o atitudine de stânga vis-a-vis de o dezvoltare socială a Uniunii Europene. Ne interesează mai puțin poate această chestiune de putere economică, cât de a ajunge un statut social de un trai mai bun pentru fiecare dintre cetățenii Uniunii Europene. Asta este o chestiune pozitivă și de care trebuie să știm să beneficiem fiecare, chiar dacă, sau mai bine zis, indiferent de variantele care au fost discutate, noi și Bulgaria rămânem totuși undeva periferic, dar specialiștii, și mă refer la niște chestiuni de interior, spun România este favorizată prin atitudinea ei chiar de mijloc, pentru că nu suntem ca Polonia sau Ungaria, care ne-am dat și am atacat anumite decizii ale Uniunii Europene. Și acest lucru va fi favorabil pentru că atât Franța cât și Germania s-au și recent la Roma, unde după 60 de ani s-au reunit șefii de guverne și de state membri a Uniunii Europene, s-a subliniat și a reieșit din context această chestiune favorizantă pentru țara noastră și eu mă bucur de această chestiune, pentru că vor fi și în continuare momente de grele. Italia este într-o situație dificilă, noi am mai discutat chestiunea Italiei, pentru că așa, nu e nici acolo o stabilitate politică, sunt anumite diferențe între nord și sud, care mereu vor aduce într-o Grecia, încă nu este o chestiune stabilă, care la fel poate ridica probleme. Dar una peste alta, Brexit-ul, deci va clarifica probabil când va activa articolul 50 și vom vedea atunci care vor fi consecințele, dar s-au dat garanții că nu va avea de suferit populația din statele Uniunii Europene care sunt în prezent în Marea Britanie, au un contract de muncă legal și asta mi se pare cel mai important lucru. Celelalte chestiuni nu o să poată să se izoleze Marea Britanie, pentru că deja ei simt că au, după părerea mea, eu n-aș fi făcut, dar în condițiile în care la conducerea Statelor Unite a venit Trump cu o atitudine de sfidare și de ținere la distanță a celorlalte state din Europeană, cred că Anglia a avut de pierdut această timp și va avea în continuare. Pentru că rămâne în continuare unul din stâlpii NATO și vedeți deja la nivelul Uniunii Europene se discută de o chestiune de strategie militară, de apărare, pentru că s-au văzut slăbiciunile care există în anumite, pe anumite flancuri, pe anumite zone, pe anumite dotări.
Vedeți cât se insistă pe zona, deși dotările în marină nu se fac de azi pe mâine. Sunt ala lung, 10-20 de ani durează, nu? Dar se încearcă cât de cât să umplem aceste goluri, inclusiv aceste manevre care se desfășoară la nivelul regional în Marea Neagră, ne arată preocuparea pentru o strategie în domeniul apărării Uniunii. Și de această chestiune, prima este împotriva migrației ilegale. Aici se va interveni probabil și din punct de vedere legislativ pentru a revedea anumite pasaje din legile care reglementează deplasarea persoanelor, ca să putem să stăvilim cât de cât migrația și imigrația, deplasarea aceasta care la ora actuală dau, ați văzut, Merkel este în pericol să-și piardă mandatul, dar nu numai, sunt și alte state care sunt puternic afectate de această chestiune. De acum, polarizarea aceasta care începe să apară, nordul, țările nordice acolo cu centru, aici cele patru care s-au întâlnit la Versailles, Vișegradul care își spune și el cuvântul și mi se pare sau un nucleu dur în Uniunea Europeană care, și de care trebuie să ții cont. Nu ai cum să nu ții cont, indiferent de chestiunile care le ridică sau nu, Polonia care s-a împotrivit la mandatul propriului reprezentant în Consiliul președinte. E ceva mai greu de înțeles, dar uitați că se întâmplă. Mai face o mențiune apropo de Marea Britanie. Să nu uităm că a fost un imperiu, iar Marea Britanie colonii și în ziua de astăzi în toată lumea. Nu mi-aș aduce aminte decât, eu știu, din parcă 84, acel scurt război cu insulele Malvine, Falkland, când argentinene, când i-au liniștit pe argentinene, țineți minte, în 2 săptămâni sau în 10 zile. Da, a fost o demonstrație de forță când Thatcher s-a adevărat mână de fier acolo și o strategie bine. Sunt cei care conduc destinele unei forțe în țările NATO. Da, sunt chestiuni importante și, dar vedeți reversul că peste tot vedem aceeași chestiune a migrației. Am urmărit un documentar vis-a-vis de ce înseamnă expansiunea, nu? La 1540 cei spanioli ocupau America de Sud cu tot acolo, i-a luat împăratul atunci 6.000 de tone de aur, 12.000 de tone de argint. Dar după sute de ani s-a ajuns la concluzia că cea mai mare avere care au adus-o de acolo a fost cartoful, care practic a hrănit și hrănește o lume în continuare. Nu? Japonezii, stat asiatic tipic acolo, când a început și catolicismul a avut o expansiune, cum să spun eu, totală. În momentul în care se cucereau aceste noi teritorii și preoții erau prezenți peste tot. Misiona, inclusiv când l-au asasinat pe împăratul Perului în fața reprezentantului papal acolo, l-au executat pe un om nevinovat care prin câteva tunuri și 100 sau 400 de călăreți care practic au cotropit o armată, pentru că nu aveau nici armele de foc, nici știința și strategia de a lupta contra, că era un popor pașnic. Japonezii, ei au avut și ei o perioadă când creștinismul luase o amploare. Dar a fost un conflict pe moment acolo cu un explorator englez, i-au alungat pe toți din țară și timp de 200 de ani n-a mai intrat nimic. Au pierdut poate pe domeniul acesta al schimbului economic, dar și-au dezvoltat cultura, arta, bucătăria, tot ce vrei proprie, care este o chintesență și la ora actuală. Ceilalți suportă acum, nu? Magrebenii, Franța, da. Toate coloniile și tot englezii vin de peste tot, indieni, nu poți să-i refuzi, pentru că ai stat pe 200-300 de ani peste ei acolo. Vedem când se spune în viața asta totul se plătește, trebuie să ținem cont de ea. Trebuie să ținem cont de ea. Aveți foarte mare dreptate. Domnule general, mai am o mulțime de lucruri să vă întreb, însă trebuie să ne supunem regulilor din televiziune. Revenim imediat după publicitate.
Am revenit la raport de eveniment. Vă reamintesc, invitatul ediției de astăzi este generalul de poliție în rezervă, dr. Vasile Moțoc. Domnule general, pauza ne-a întrerupt undeva peste canalul Mânecii. Îmi pare rău că vă voi întreba, nu știu despre British Museum sau despre Big Ben, ci vă voi întreba despre atentatul de zilele trecute de la Londra, unde, din păcate, avem și victime conaționale. Da, asta este lucrul cel mai dureros, să spunem, și îmi pare rău că, uite, au fost două persoane la momentul potrivit în locul nepotrivit. Eu am oarecare rezerve vis-a-vis de act acolo și chiar serviciile secrete, prin faptul că nu-l aveau în baza de lucru pe acest individ, îmi dă de gândit, pentru că să nu intrăm din sfera terorismului în sfera de dreptului comun și a unor manifestări de nemulțumire că vis-a-vis de actele din Franța, Germania, Belgia, unde sunt chestiuni de amploare și de bine gândite, de anvergură, aici încă nu s-au stabilit. Sau dacă se stabilesc, și aici intervine intoxicarea practicată de serviciile ISIS sau a statului, că au adevărate servicii de informație și ei, în sensul de chiar dacă un act este comis fără cunoștința lor, ei și-l revendică pentru a crea impresie și imagine în același timp cât sunt de puternici și ce forță au în toată lumea. În timp ce cel care a comis practic atentatul, o să vedeți că vine cu niște chestiuni de natură personală. Dar, mă rog, una peste alta a fost una care a zguduit, să spunem, Europa și care practic este o multiplicare a celorlalte din Germania și Franța prin folosirea aceluiași mijloc, adică unui autovehicul în mișcare, care este cea mai simplă bombă, fără să ai nevoie să te complici foarte mult în a o confecționa, transporta și a putea acționa cu ea în orice loc și oricând ai o problemă care te nemulțumește. Deci este încă o formă pentru care noi trebuie să fim mereu vigilenți. Dar așa cum am mai spus-o și o repet, nu vom reuși cu forța sau prin mijloacele informative operative să putem stăpâni fenomenul. Fenomenul poate stăpâni sau atunci când se rezolvă cauzele acestor multitudini de situații care sunt întâlnite. Și Brexit-ul va accentua o serie de chestiuni vis-a-vis de populația de musulmană și nu numai, pentru că s-ar putea să aibă de suferință în ceea ce privește locurile de muncă. Și atunci, neavând această chestiune, iar statul nu va putea suporta mereu socialul acesta care este la un nivel, să spunem noi, mediu sau acceptabil pentru cei care vin acolo, vom avea și aceste forme de manifestare de violență în public, cu afectare de colectiv. Da. Urmăream săptămâna trecută, nu mai țin minte pe unde, cred că pe Discovery, un documentar care mi s-a părut foarte, eu știu cum să zic, foarte interesant. Apropo de, se făcea un gen de asemănare, dar lăsa pe telespectator ca să decide asta, între Italia anilor lui Aldo Moro și Brigăzele Roșii, vă aduceți aminte ce se întâmpla atunci, și Europa de acum. Da, da, deși, vedeți, în timpul ăla era poate, să spunem noi, un caz extrem de izolat. Doi, era pe fondul unui comunism dezvoltat în Italia, Franța, pentru că erau chiar mai puternice partidele comuniste decât în fostele țări comuniste. Și serviciile secrete au avut informații certe în cazul Aldo Moro, dar se spune că a fost o complicitate acolo, ceva de ordin intern, prin care se dorea înlăturarea personajului respectiv, care devenise incomod
foarte incomod pentru marii capitaliști, pentru marii dezvoltatori. Doi, și eu sunt convins că este și mâna mafiei care la acea oră încă mai putea penetra în justiție, poliție, servicii și își spunea neîndoielnic cuvântul prin forța armelor. Da, ei făceau o paralelă între starea de tensiune de atunci. Da, făceau, dar vedeți, atunci era un singur caz care ne-a surprins pe toți, pentru că acum deja intrăm într-o stare de asta de conveniență, în sensul că și mâine poate apărea un atentat la Paris sau la Bruxelles sau în altă parte, în Roma sau în altă parte. Deci deja începem să ne obișnuim cu această situație, să o acceptăm, că vrând nevrând nu putem scăpa peste noapte de ea și nici în același timp nu putem preveni, că vedeți, nu o să mai vină o lume în piața Vaticanului, nu, și Papa de câte ori intervine, mă rog, un descreierat, un om care are o nemulțumire sau o afecțiune psihică va fi oricând pe fondul unor acumulări în timp, așa cum am spus, și pe acestor situații de cultură, religie și nu numai, pot interveni momente în care un personaj sau mai multe pot să pună la punct un atac de genul celor care s-au întâmplat până acum. Da, eu am un prieten foarte bun la Ierusalim care de vreo 25 de ani tot încearcă să mă determine: haide, vino să vezi tu cum e. Până, știu, acum vreo câțiva ani răspundeam: bă, mi-e frică de stare de acolo, de atentate. Iar cel mai bun a fost el când mi-a zis recent: vezi ce se întâmplă și pe bătrâna Europa. Așa că... Nu, asta e varianta să nu mergem, de exemplu, să nu mai merg în America, da, că a venit Trump. Nu. Sau faptul că se întâmplă acolo, e posibil, asta e, ce să... Mă rog, ne asumăm oricând un risc. Faptul că mergi într-o zonă din Asia, Cambodgia, Vietnam sau oriunde, Indonezia, mergi în zona Americii de Sud, într-un grup organizat, și acolo sunt riscuri. Poate nu de natură teroristă, dar sunt anumite grupări care oricând pot să acționeze sau să ne trezim cu o răpire, cu o sechestrare, pentru, probabil acolo, prin chestiuni mai minore, pentru despăgubiri de ordin material, nu politic sau de altă natură. Deci așa e și cu Israelul dumneavoastră, trebuie să mergeți, pentru că eu zic că dacă suntem creștini și majoritatea suntem, trebuie să ajungem și noi odată la locurile sfinte. Domnule general, revenim la București și nu numai la București. V-aș întreba cum vede generalul de poliție în rezervă, Vasile Moțoc, protestele lucrătorilor din Ministerul Administrației și Interne din ultima perioadă, pentru că au fost și la Suceava, au fost și la Brașov, și la București, și la... Da, păi, după cum bine știți, sau da, mă rog, nu s-a făcut poate prea multă publicitate, pe 25 martie a fost Ziua Poliției Naționale Române. Ajungeam și, din păcate, pentru ei, eu am fost prezent doar la ceremoniile oficiale, nu au putut să-și sărbătorească ziua așa cum ar fi trebuit și eu... cred că este o manifestare dreaptă și mă solidarizez cu personalul operativ, pentru că mi s-a părut chiar în mod intenționat au fost uitate Ministerul Apărării și Ministerul de Interne în această schemă de mărire a salariilor populistă, și aceasta este pe fondul lipsei unei legislații adecvate, solide, stabile, care să reglementeze odată pentru totdeauna cum sunt salarizați oamenii în această țară. Discutam cu ei pentru că sunt tineri încadrați de 2 luni care au salariile mai mari decât cei de cu 10-15 ani vechime. Nu cred că e normal așa ceva. De ce? Pentru că se lucrează în salturi, haotic, populist, și duce la aceste discrepanțe, și protestul colegilor mei a fost deosebit de vehement, deosebit de puternic, cu tentă de asta de a nu ceda cu nimic în fața chestiunilor acestea de uitare a guvernanților. Poate un răspuns tacit al acestora vis-a-vis
de activitatea acestor instituții și nu numai a poliției, a justiției în general, pentru că poate nu găsești alt mod de a te răzbuna pe hoțiile tale și încerci să afectezi structura de ordine publică și justiție, dar rămân la ideea că societatea civilă și nu numai în acest caz, și în alte cazuri cu care au fost s-au manifestat recent în această perioadă, în lunile acestea în stradă, au fost de natură să atragă atenția și în același timp să repare anumite defecțiuni care s-au manifestat în activitatea actualului guvern, care nu intră odată pe un făgaș, cum să spun eu, sigur, pe o linie de tramvai din aceasta bine consolidată, care să vedem obiective clare. Continuă cu aceste punctări la slalom special, ba ne dăm profesorului, ba ne dăm medicului, ba... Dacă nu o să existe o lege în concordanță cu ceea ce are țara la ora actuală, vom intra într-o altă chestiune de deficit bugetar, care va aduce inflație, va aduce o scădere a puterii de cumpărare și nu numai. Eu nu sunt de acord cu aceste chestiuni care nu au substrat și solid de susținere financiară demonstrată. Căutăm să mergem pe bâșbâite în anumit sector, o să ne înșelăm și la un moment dat toate aceste chestiuni se vor răzbuna și le vom plăti. Nu o să avem de unde să asigurăm finanțarea acestor măriri care sunt și mă surprinde afirmații din astea peste noapte. Vom dubla, vom face, vom... Domnule, ai un calcul la această chestiune și să lăsăm specialiștii. Doi, se vorbește prea mult. Este un purtător de cuvânt, este un premier care mi se pare normal. Nu fiecare ministru trebuie să, cum visează ceva noaptea sau a venit cu o hârtie la acolo, haideți să o punem pe tapet, să o băgăm pe știri. Că uite, nu o să mai câștige nimeni niciun vot, pentru că la ora actuală populația nu se mai lasă manipulată de chestiuni de astea de pe o zi pe alta. Trebuie să fim foarte serioși cu noi înșine, pentru că mă îngrijorează această chestiune, pentru că se va ajunge la un moment dat, continuăm așa, pentru că vedem ritmul de creștere, nu este cel scontat. Inflația prevăzută și pe care am raportat-o și Uniunii Europene, este, mi se pare că va fi depășită ceea ce avem noi în PIB. Și atunci trebuie să fim mai hotărâți și... să pistonăm un pic pe dezvoltare, pe investiții. Nu se întrevede nimic, nu centura Rădăuțului, nu centura Sucevei, nu alte, mă refer la niște probleme de ordin local care sunt vizibile. Păi ce se întâmplă atunci, domnule, tot o să stăm și mărim salariile și nu mai investim nimic? Nu mi se pare normal, nu mi se pare normal și foarte, foarte periculos. Și totuși, lucrătorul Ministerului de Interne este cel care stă în stradă, este, eu știu, face referire. Domnul Luigi, nu are importanță. Aici s-au încălcat niște principii normale de drept. Nu favorizez pe unul o anumită parte a societății în detrimentul celelalte. Deci dacă există o lege a salarizării, nu? Noi de asta, că în ultimul timp nu am mai existat să mergi din treaptă în treaptă, nu am reușit să promovăm nici în politică, nici în Ministerul de Interne oameni pe merit. Nu. Ba șoferul a ajuns general, ba aghiotantul e comandantul. Nu vă supărați, asta este situația. Nu am cu nimeni nimic. Dar trebuie să înțelegem o dată, dacă nu vom reuși să punem odată ordine în această chestiune, va fi haosul care o să stăm cu, cum să spun eu, cu grenada după cap mereu. Nu o să putem defila niciodată ca niște oameni cinstiți, corecți. Pentru că, vă mai spun încă o dată, nenorocirea pornește de aici, pentru că, în general, în zona aceasta a legislativului, se dau legi care încearcă să-i apere pe cei care fură. Ceea ce este... total contradictoriu. Doi, o ofensivă nejustificată împotriva justiției și indirect a poliției, a poliției judiciare care muncește în aceste cauze pentru intimidare, pentru stopare și de aici aceste promovări care, băi, pune-l pe ăsta, că chiar dacă nu știe mult, dar pe noi nici nu-i interesează. Că dacă ar fi interes, ar fi odată cineva să pună piciorul în prag, domnule. Asta e legea privind poliția, asta e legea privind serviciile, aceasta este perioada la care se poate avansa un om și nu poate fi șef al poliției locale decât un om care are minim 10 ani în poliție. Părerea mea.
Dar aceste chestiuni s-au discutat și se discută de peste 20 de ani, domnul Luigi, și nu ajungem la un numitor comun. Nu. Fiecare cum a venit, începem cu această stare de instabilitate, cu inspector șef numiți provizorii de ani de zile, care nu au puterea în mână și întotdeauna se feresc, pentru că am discutat cu problema aceasta. Domnule, nu ești pe felie, cum se spune, ca să poți să hotărăști. De aici, instabilitatea aceasta se transmite până jos. Cine suferă? Cetățeanul. Nu mai are asigurată ordinea ca lumea, nu mai are o siguranță a deplasării pe stradă, pe timp de zi, pe timp de noapte și mai departe. Doi, pierde instituția statului, că asta nu mai are autoritate. Lipsa aceasta de autoritate, care o vedem în fiecare zi, nu trebuie să ne ascundem după chestiunea aceasta. Și atunci acești oameni au dreptate și ei, și mă bucură practic că cei tineri încep să vadă și ei lucrurile cu adevărat. Că eu vă spun încă o chestiune care s-a exacerbat. La noi, sau cel puțin toată viața mea, am lucrat 24 din 24, pentru că asta o punem și în fața cetățeanului civil. Păi, domnule, asta e viața mea. 40 de ani am stat la dispoziție zi și noapte. Acum, bă, că ai venit duminica, că ai venit după masa, și aici trebuie stabilit prin statutul polițistului, da? Este om încadrat care lucrează 24 din par, de-aia are o pensie care o dă statul corespunzătoare, de-aia drepturi medicale la concedii și așa mai departe. Dar aceste chestiuni trebuie lămurite de către cei care la ora actuală conduc destinele politice și nu numai administrative ale României. Și atunci vom avea o ordine. De ce mi se pare absurd faptul că foarte mulți tineri vor să ajungă în acest domeniu, în domeniul serviciilor, și pun în față numai chestiunea aceasta de salarizare. Păi nu poți să faci muncă în Ministerul de Interne 2 ore pe zi și 4 ore pe săptămână. Aici trebuie o muncă continuă, nu? O chestiune informativă trebuie derulată, dusă cap la cap, aranjat pe schimburi, pe așa mai departe, pentru că infractorul nu doarme și nu o să stea să te aștepte pe tine până ți revii tu de a treia zi după Crăciun. Și aici trebuie înțeleasă. De ce? Pentru că nu avem o educație de tip polițienesc, de tip militar, care să ducă la formarea acestui concepte despre munca pe care vă duc. Ei vin aici cu, poate cu niște pretenții mai mult decât ceea ce au văzut inițial și discrepant. Dau întâi țării ceva ca țara să-mi dea ceva mie. Mă scuzați că e o chestiune care, vorba aia, o discutăm mereu și care în orice domeniu cine ar veni despre domeniul său o să spună același lucru, că nu-i mulțumit, dacă vrea să arate adevărul, că eu sunt sigur că și profesorul și medicul și mecanicul sau celălalt care îți desfășoară activitatea în alt domeniu, simte aceste chestiuni, simte. Vă aduceți aminte acum vreo 7-8 ani când în decurs de o lună jumate au fost 3 sau 4 miniștri de interne schimbați? Vă aduceți aminte? Sigur că da. Toate aceste chestiuni își pun amprenta foarte, foarte serios. Nu la Suceava s-a stat ani de zile fără șef de inspector. Dar cum e posibil așa ceva? Care a dus la degradarea acestei instituții în sensul de autoritate? Păi nu trebuie să fie, este o lege clară, domnule, începe. Acolo mandat de are posibilitatea de 2 mandate de 4 ani. Ca să aibă continuitate, să-și poată duce la îndeplinire un proiect. Un proiect de reducerea criminalității, de asigurarea siguranței și ordinii publice pe anumite domenii, pe anumite zone, vis-a-vis de ce influențe primim și de afară, dar și din starea infracțională pe care trebuie să o analizăm și să simțim pulsul în fiecare zi. Nu? Alta a fost criminalitatea acum 2 ani, alta este criminalitatea acum, nu? Ce avem în domeniul cibernetic? Că ne fură ăștia banii de pe card, că apar alte chestiuni pe internet, nu? Și aici trebuie să aducem specialistul, nu? Furtul pe internet, furtul, nu? Inteligențul și obținerea datelor de pe aceste surse de informare, trebuie să ai niște oameni bine pregătiți. Și aici sunt de acord cu anumite amendamente că pot fi atrași din viața publică, specialistul IT, așa cum îi atrage serviciile secrete americane sau alte servicii ale noastre. Dar, pe de altă parte, aș opta și mizez pe pregătirea pe baze și principii polițienești în școli a agenților și ofițerilor de poliție. Trebuie să treacă
prin aceste furci caudine, care duce la o selecție, duce la o formare a aptitudinilor pentru o anumită parte a profesiei. Sunt muncă informativă, nu poate desfășura oricine, da? Nu poate desfășura că nu are aptitudine, dacă nu știi să intri într-un domeniu, să-ți faci o legătură, nu? Să poți supraveghea și să poți să faci o acțiune de filaj într-un anumit domeniu. Păi nu ești pentru asta. Dar sunt alte domenii unde poți să-ți desfășori și să aduci aportul la îndeplinirea sarcinilor operative. Deci. Domnul general, care este părerea noastră? Sau credeți că reintroducerea serviciului militar obligatoriu ar fi oportună la acest moment în România? Poate în context european se va prevedea, pentru că ați văzut, se discută de un procuror al Uniunii Europene, se discută de o armată a Uniunii Europene, să găsim un cadru adecvat, care să nu fie acel cadru al armatei pe care ai făcut-o, nu știu dacă tu ai făcut o armată dură, tâmpită, sau de a-și însuși cunoștințele. La ora actuală să poți să lucrezi pe o stație de rachete sau pe o stație de supraveghere a radar, trebuie să fii expert, domnule. Nu ne mai jucăm cu AKM-ul și cu două grenade date peste biută. Nu, da, aici trebuie să fim oameni deștepți, oameni care lucrează pe calculator și știe ce înseamnă o interceptare, o chestiune de acest gen. Doi, putem să discutăm și această chestiune. V-am spus, în context european mi se pare normal să avem o pregătire de genul care să ducă ca tinerii să-și dorească. Trecând prin această chestiune, poate vom vedea și de acolo să ne selectăm viitorii ofițeri de stat major, viitorii strategi, viitorii informaticieni care să poată să opereze în domeniul special. E necesar, cred. E necesar și cred că eu, ca să fiu în locul oricărui lume, mi-aș dori să am o bază de aceasta de pregătire militară. Citeam ieri sau altieri, nu mai știu, cred că pe Mediafax, despre 14 scafandre reținuți de autoritățile din Ucraina, după ce oamenii ieșiseră din apă din Tisa și ieșiseră cu vreo 28 de saci de țigări pe care îi duseseră în România, nu i-au vândut, s-au întors cu sacii. Știți povestea? Știu povestea, da. Deci nu trebuie să ne mire și acest lucru. Deci oamenii sunt, deci ce spuneam? Dacă nu vom reuși să anticipăm mișcarea sau cel puțin să fim la pas cu infractorul, vom avea de lucru mult și bine. Pentru că cu cât apropii momentul operativ între comiterea faptei și tragerea răspunderii, cu atâta ești în câștig. Dacă ai să mergi și ai să o lungești, n-ai să ai rezultate și vei avea numai comentarii negative din partea populației. Ei au gândit, au făcut-o, deși și la nivelul polițiilor de frontieră avem dotări cu embarcațiuni specifice zonei pe Tisa, pe Dunăre, pe Prut, care pot și sunt sigur, acolo au existat informații și vedeți că zona mereu dă lovituri, să spunem noi, din zona aceasta. Dar pe domeniul contrabandii a fost, va fi și va exista. Important e ca poliția și celelalte structuri în care lucrează informativ acolo să reducă sau să fim peste 50% din totalul capturilor care ne trec prin zona de responsabilitate. Da. Domnule general, mai avem la dispoziție doar 3 minute, cum mă spune colegul în cască. Eu aș spune că ar fi nimerit ca, înainte de a pune capăt acestei emisiuni, să faceți niște urări telespectatorilor noștri, pentru că îndată vine Paștele și noi cu siguranță ne vom întâlni după Paște. Așa, da? În mod sigur, pentru că o să ne lăsăm reciproc în pace ca să ne liniștim și ce să le transmit? În primul rând, dați-mi voie să le transmit tuturor polițiștilor retroactiv un sincer la mulți ani și să le doresc să obțină rezultate cât mai bun în folosul semenilor lor și să-i asigur de întreaga mea gratitudine și sprijinul necondiționat, asta am spus-o ori de câte ori, simt nevoia să împărtășească cu cineva rezolvarea unui caz sau orice chestiune de natură care să ne aducă la întărirea, mai ales că în ultimul timp am primit în organizația de bază rezerviști foarte mulți polițiști tineri. Eu care nu le-aș fi dat drumul până la 55, în mod sigur. Și aici o altă chestiune la care nu vreau să mai revin. Dar să
revenim la calmul care trebuie să ne caracterizeze în această perioadă, să iertăm, să ne bucurăm de clipe frumoase, să dea Dumnezeu să avem o vreme bună, care să ne poată îndrepta pașii către biserici, către schituri, către mănăstiri, pentru a putea sărbători frumos, creștinește, cea mai mare bucurie a noastră, a creștinilor, Sfintele Paște, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnule general, cele mai bune gânduri și pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Eu vreau ca să vă urez sărbători cu sănătate și cu bine. Să vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Așadar, punct final emisiunii de astăzi. A fost în studioul televiziunii Cromtel generalul de poliție în rezervă, dr. Vasile Moțoc. Eu sunt Luigi Bărăgoiu și până data viitoare vă doresc toate cele bune.